Alături de noi în această dimineață este jurnalista Moldova 1, Lucia Vieru. Lucia, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! De astăzi începe gălăgia, de astăzi începe munca asiduă. Vreau să ne spui mai multe detalii despre ce reprezintă aceste dezbateri, pentru că tu ești responsabilă de dezbaterile electorale privind referendumul constituțional republican din 20 octombrie. Da, deci telespectatorii tocmai au avut ocazia să vadă genericul care îi va întâlni 3 zile în această săptămână și 2 zile săptămâna viitoare, la ora 7, începem dezbaterile electorale pe referendumul republican constituțional. Edițiile vor începe la ora 7, așa cum spuneam. Sunt în total 15 participanți înregistrați de către Comisia Electorală Centrală și așa cum vom avea 5 ediții, vor fi invitați câte 3 participanți. Îi așteptăm în studioul Moldova 1. Sperăm să confirme toți. Așa. Dezbaterele se vor desfășura exclusiv în limba română, cu excepția minutului de final, așa cum prevede regulamentul stabilit de Teleradio Moldova. În minutul de final, participanții se vor putea adresa în una din limbile minorităților naționale. Dar nu și pe parcursul dezbaterilor, ca să fie foarte, foarte clar. Da, pe parcursul dezbaterilor, strict în limba română. În caz că va fi încălcată această regulă, ne asumăm închiderea microfonului. Așa. Iar dacă se încalcă de mai multe ori una dintre regulile din regulamentul stabilit, se poate recurge chiar și la asistare dezbaterii sau transferarea acesteia într-o altă zi. Vreau să-mi spui cât de mare este provocarea pentru tine, pentru că pentru prima dată vei fi moderatoarea unor dezbateri electorale. Evident că este o mare provocare, însă cineva probabil are mare încredere în mine. Toți avem încredere mare în tine. Da, este o mare responsabilitate, evident. Este prima dată când moderez dezbatere. Evident că putem să ne întâlnim și cu anumite provocări pe parcurs, însă sper să fac față, pentru că nu știi la ce te poți aștepta de la invitații pe care îi ai în platou, dar sperăm să facem față. Eu am altă curiozitate. În momentul în care nu se prezintă un candidat, de exemplu, nu vine, se transferă invitația pentru altă ediție sau este un timp limitat, rezervat pentru o dată anumită? Dacă participantul nu vine, atunci nu se mai transferă. Așa. Își asumă. Așa. Nu a vrut să le transmită cetățenilor ceea ce a vrut să le transmită, să-și argumenteze poziția de ce s-a înregistrat cu opțiunea sau alta de vot. Vreau să-mi spui, pentru că am altă curiozitate, în cazul dezbaterilor electorale în care avem contracandidați la o anumită funcție, cunoaștem foarte bine că aceștia vin cu anumite platforme, vin cu anumite discuții. În cazul unei dezbateri în privința unui referendum constituțional, în ce constă de fapt această dezbatere și ce vor trebui să aducă cetățenilor cei care vor veni în platou? Deci, în primul rând, așa cum fiecare partid a ales să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală cu o anumită opțiune de vot, sunt doar două partide care s-au înregistrat cu opțiunea de vot nu, iar restul 13 cu opțiunea de vot da. Evident că discuțiile vor decurge în această direcție. Exact. Și întrebările vor fi focusate anume în această direcție. O argumentare a deciziilor lor, de ce exact, e da sau nu? Da. Să-și argumenteze poziția. De ce îi îndemnați pe cetățeni să voteze nu și să aducă, evident, argumentele de rigoare. Și subiectele vor fi focusate în aceste direcții. Și, practic, vorbim despre poziția unui partid care va prezenta avantajele și dezavantajele. O să fie interesant, pentru că eu nu mă amintesc să mai fi avut noi astfel de dezbatere, în general, dezbatere electorale. Și nu vorbesc aici doar despre Moldova 1, vorbesc în general în țara noastră. Nu s-au organizat dezbatere electorale privind un referendum. Pentru că nici nu am avut exact un referendum. Da, exact, este o noutate absolută pentru toți. Cum reacționează candidații în momentul în care sunt invitați să participe la astfel de dezbateri?
Sunt deschiși, evident. Cei care s-au înregistrat sunt deschiși. Vor să transmită cetățenilor anumite mesaje. Evident că probabil nu toți cei care s-au înregistrat cu opțiunea, dar înțeleg, au o viziune pro-europeană, să spunem. Așa. Ei probabil au o viziune pro-europeană, dar viziunea lor un pic diferită. Crezi că e populism? Ar putea fi, bine că nu știm dacă ne dăm noi cu părerea. Nu, acum noi trebuie să așteptăm să vedem. Îi lăsăm pe ei, exact. Invităm și îi întrebăm. Da, începe astăzi la ora 19. Vreau să ne spui cât va dura pentru cei de acasă ca să cunoască acest detaliu și dacă poți să se uită online și pe moldova1.md. Evident, dezbaterile vor putea fi urmărite pe moldova1.md și pe platformele de YouTube și Facebook ale companiei Teleradio Moldova. Fiecare candidat va avea participant la dezbaterea pentru referendum. Va avea câte 12 minute, un minut de final, un minut pentru prezentare, un minut de final și 10 minute în care vom dezbate subiectul referendumului. În 5 minute vor răspunde la întrebările moderatorului și în 5 minute dezbatere liber. Își vor adresa reciproc întrebări. Respectiv, dacă avem 3 candidați, în aproximativ o oră vom încheia dezbaterea. Dar e suficient, probabil, ca cei de acasă să vadă... Să-și facă anumite concluzii. Exact, exact. Mi se pare că este foarte, foarte important să discutăm un pic și despre fact-checking-ul care va avea loc. Este o premieră, o altă premieră, de fapt, pentru Teleradio Moldova. E complicat acest exercițiu. Am discutat și cu domnul Macovei și cu doamna Zaharia Kravchenko. Ce părere ai tu despre această inițiativă? Este necesară, evident. Pentru că, bine, subiectul integrării europene trezește de fiecare dată anumite falsuri, narrative. Și este necesară combaterea acestora, pentru că odată stabilit acest obiectiv, necesită mai multă atenție. Respectiv, vom avea această verificare a informațiilor în timp real. Dacă vor fi depistate anumite falsuri, le vom analiza, vom verifica informațiile în timp real, iar după emisie, după emisiunea de dezbatere, la ora 8, va putea fi urmărit acel checaton online, doar online, va fi pe moldova1.md, împreună cu grupul de experți care va analiza aceste informații. Da, foarte important. În această seară vom avea aceste două premiere. Fiind o premieră, apropo, și acest referendum constituțional și tu moderând o dezbatere, vreau să-mi spui dacă te-ai inspirat de undeva, dacă ai urmărit alte dezbateri, inclusiv voi din alte țări, pentru a ști ca moderatoare cum să abordezi fiecare situație. Am avut chiar și un share de traininguri cu experți de la BBC care ne-au arătat cum își fac munca cei mai mari. Da, sunt. Iar noi avem de la cine învăța. Am urmărit dezbateri din Statele Unite, din Marea Britanie și în timp ce le urmăream, trainerul ne explica fiecare detaliu, uite ce face prezentatorul, uite cum a fost formulată întrebarea și respectiv avem de la cine învăța. Mulți am spor. Preluat. Mult spor îți dorim. Mie mi se pare extrem de complicat să-ți păstrezi neutralitatea, pentru că fiecare om are o părere, are o dorință, o năzuință și tu în calitate de moderatoare trebuie să-ți păstrezi echidistanța, așa că noi o să fim cu ochii pe tine. Mult spor în tot ceea ce faci și candidați care să respecte regulamentul. Să sperăm. Așa o să fie. Iar pe dumneavoastră vă invităm să urmăriți toate dezbaterile, pentru că în cele din urmă fiecare trebuie să-și creeze o proprie opinie și să meargă la urnă în data de 20 octombrie.